Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și disconfort termic accentuat, valabilă și pentru județul Hunedoara până sâmbătă la ora 9. Instabilitatea atmosferică va fi deosebit de accentuată în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în nordul Moldovei. Vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări de vânt cu aspect de vijelie, va cădea grindină, iar aversele vor fi izolat importante cantitativ, peste 20-30 de litri pe metru pătrat. În cea mai mare parte a țării, vremea va fi caniculară, cu maxime cuprinse între 35 și 37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge frecvent și local va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 17 pe 18 iunie, temperaturile minime vor fi în general peste 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală.